Să trăiți, domnul colonel. Ce e, Morarule? Vă cheamă domn general. Bine. Am onoarea, domnule general. Dumneata ești în zona 211. Da, domnule general. Și ai un efectiv de 400 oameni. 417, domnule general. Bănuiesc că știi de ce te-am chemat. Da, domnule general. Dar cu 417 oameni nu se poate forța râul. Malul nostru este întins ca o plăcintă. Orice mișcare se observă de malul celălalt. Înseamnă că nu se poate face nimic. Nu, domnule general. Dacă am avea 2000 sau măcar 1500 de oameni, am putea încerca. Aș avea o șansă. Dar așa? Bine, domnule locotenent, poți să te întorci la unitate. Am onoarea, domnule general. Renunțăm la capul de pod? Nu putem renunța. Și atunci? Atunci, dacă nu avem oameni, ne-ar trebui un om. Unul singur. Unul care să-și asume răspunderea și riscul. Ce ziceți de capitanul Petrescu? Cel trimis de biroul special? Da. El a fost trimis pentru viaduct? Știu. Dar operațiunea viaductului începe doar peste câteva zile. E ca și cum l-am verificat. Să știți, domnule general, David e un ostaș bun. Ce v-a spus, a spus-o cu toată răspunderea. Bănuiesc. Capitanul Petrescu însă are o pregătire specială. Vă deranjez, domnule capitan? Nu, nu mă deranjați. Ba da. Am venit să vă transmit hotărârea domnului general. Vă duceți în zona 211 și veți prelua comanda unui batalion de asalt. Eu? Da. Aveți misiunea ca până mâine să forțați un râu. Dacă mă mai ajută memoria, eu am fost trimis pentru viaduct. Da. Acțiunea aceea va avea loc peste câteva zile. Ah, și v-ați gândit să nu mă plictisesc. Exact. Forțarea râului e o treabă dificilă. De ce? Poziția ne dezavantajează. Da. Și eu ce trebuie să fac? Va trebui să preluați comanda unui batalion. Probabil că vechiul comandant nu o să vă primească cu brațele deschise. Bănuiesc. Fumați? Nu, mulțumesc. Mi-ar pare totuși bine dacă ați colabora. Locotenentul David are multă experiență. Înseamnă că eu sunt deprisos. În mod normal ați fi. Mm-hmm. Dar noi până mâine avem nevoie de capul de pod. Și David ăsta ce spune? Că nu se poate. Are prea puțini oameni. Nu-o fi citit povestea lui David și Goliat. Probabil nu are Biblie. Da. Ce înseamnă acest da? Că până mâine trebuie forțat râul. Stai! Permisul de zonă. Să trăiți, domnule comandant! Dar de unde știi că-s comandantul dumitale? Ne-a anunțat domnul locotenent David. Și el unde e? La râu. Da. Dar de ce n-a venit să mă întâmpine? Întrebați-l dumneavoastră. Ia acolo după rechita aceea. Dumneata ești comandantul batalionului? Am fost. M-au numit pe mine în locul dumneavoastră. Știu. Ce s-a întâmplat, domnule capitan? De ce nu mi-ai spus că se trage? Credeam că știți că pe front ce se trage. Mi s-a mai spus. Dar să știi, nu mi-ați făcut o primire prea caldă. Vi se pare? Am vrut să organizăm și o paradă militară. Nemților de pe marul celălalt nu le place muzica. Nu le place muzica.
Totuși mi-ar face multă plăcere, domnule locotenent, dacă am colabora. Vă stau la dispoziție, domnule capitan. Mi-a dat experiență. Avem sarcină ca în noaptea asta să forțăm răul. Ce ordonați să fac? Întâi trebuie verificată adâncimea apei. Cercetați și vor fi împușcați. Trebuie să riscăm. Dacă unul singur va ajunge până la mijlocul râului, am câștigat. Și pe urmă, e o chestie de matematică. Doi ostași împușcați sunt mai puțin decât 100 de oameni împușcați. La noi, în Gorj, asta se învață la școala primară. Eu am fost mai slab la matematică. La începutul carierii, nici Pitagora n-a fost prea grozav. Mulțumesc pentru încurajare. Aveți o metodă specială de a alege oamenii? Nu. Atunci, dacă îmi permiteți, îi aleg eu. Duță! Adună grupa a doua! Grupa a doua, adunarea! Vi-l prezint pe noul vostru comandant. Îl cheamă Mihai Petrescu și e din Gorj. A ordonat ca până mâine să forțăm râul. Trebuie să cunoaștem adâncimea apei. Știți pentru ce? Dacă apa e destul de adâncă, putem folosi bărcile de asalt. Bărcile ne pot servi și ca adăpost. Hai, băieți! Cine se prezintă voluntar? Deci nimeni. Atunci propun să se ducă Gliga și Roșu. De ce tocmai eu, domnule locotenent? Pentru că ești înalt. Omul înalt e ținta mare, domnule locotenent. Ascultă-mă, Gliga. Dacă trimit un om mic și apa e prea adâncă, nu o poate măsura. Se neacă, înțelegi? Și pentru că tot am pierdut timpul discutând, hai să fie cu folos. 10 zile ți se taie rația de tutun. De ce râde ostașii? Pentru că Gliga e deștept. Și atunci de ce l-ai pedepsit? Nu l-am pedepsit. I-ai tăiat rația de tutun. Nu, domnule capitan. Morții n-au nevoie de tutun. Echiparea! Am înțeles, domnul prezent. Hai, Gliga! Mișcă-te! 1, 2, 3, 4, 5, 6. De ce numeri? Când numai nu sunt obligat să gândesc. 7. Ce v-am spus, domnule capitan? Și totuși mai trebuie încercat. Ne trebuie un voluntar isteț, descurcăreț. Pentru asemenea acțiune nu găsim voluntari. Nici printre gradați? Nici printre gradați. Doar dacă nu vă oferiți dumneavoastră. Da. Ideea nu era. Bine? Am să mă duc eu. Aș putea să vă dau câteva sfaturi. Eu am mai forțat niște râuri. Mulțumesc, mă descurc și singur. Am onoarea, domnule general.
Azi noapte la orele 22:10 am ocupat malul stâng al râului și am permanentizat capul de pod. Da, am fost informat. Am auzit că ați avut pierderi mari. Mai puțin decât am prevăzut. Cunoști misiunea pentru care ai fost trimis în acest sector? Nu, n-am anunț. Noi am încercat să-ți venim în ajutor. Știi ce e asta? Depresiunea lungă. Pe aceste două părți se va produce marea încercuire. Vezi aici unde se îngustează valea? Da, domnule general. Acolo e viaductul. Și aici, pe piscul Sfânta Tereza, operează un mic grup de patrioți. Noi alimentăm cu arme. Trebuie să fie puțin. 3 oameni. Dacă mai sunt în viață. Îți imaginezi misiunea? Trebuie aruncat viaductul în aer. Exact. Dar e important ca viaductul să fie aruncat în aer la dată fixă. Nici înainte ca germanii să-l poată repara și nici după ce s-au retras. În caz de reușită în această depresiune, am putea imobiliza aproape 200 de tancuri. Înțelegi? Da, domnule general. Nu se poate bombarda? Nu. Crede-mă. Am chipzuit mult până să ajung la soluția existentă. Bănuiesc. Există două modalități de a trece linia frontului. Una frontală, peste câmpurile minate, dar cu multe riscuri. Și a doua... Parașuta. Da. La asta ne-am gândit și noi. Aș vrea să-mi puneți la dispoziție un om. Știți, minarea unui viaduct... Sigur. Iei pe cine vrei. Numai pe mine să nu contezi. Sunt obosit și foarte ocupat. M-am gândit la locotenentul David. Te-ai înțeles bine cu el? Nu. De asta n-are niciun fel de importanță. E soldat bun. Oprește! Ce? Ce s-a întâmplat? M-am răzgândit. Nu mai plec în misiune. De ce? Nu vezi? Cai albi. Și ce-i cu asta? Cai albi mi-aduc întotdeauna ghinion. Odată la Cornești, la un bombardament, mi-au murit 11 oameni. Au scăpat doar 2 cai albi. Nu te bănuiam superstițios. Nici nu sunt, dar nu-mi plac cai albi. Dacă ești de câte lucruri nu-mi plac. Te pește. De ce a trebuit să venim în pădure? Și de ce tocmai aici? Pentru o probă mică de orientare. Uite. Să presupunem că ești undeva în spatele frontului. Lasă textul de introducere, concret. Unde e sudul? Nu. Am avut grijă să nu fie nici soare. Stelele nu au apărut încă. Mușchi, să știi, nu cresc pe aici. Uite, acolo e. Da, acolo e. Ai crezut că aș putea să mă rătăcesc? Nu. Dar dacă totuși, ia acest număr matricol. Îl poți folosi și ca semnal. Asta în eventualitatea că aș fi avut dreptate cu cai albi. Și pentru asta. Poți memora acest semnal? Coboară. Încă o dată. Destul m-am plictisit. Mai trebuie și a 10-a oară. Poftim, orice pentru a 10-a oară ca să-ți fac o plăcere. Bine. Ai nebunit? Acum cobor. Nu știu. A doua scară. N-avem scară. Spune de ce e nevoie să plec și eu pe misiune. Mi-ar face plăcere să-ți dau un pumn. Ești invitatul meu. Poftim. Eu dau tare.
Înseamnă că o să-mi fac o plăcere deosebită. Pot să mă apăr? Da, bineînțeles. Doar nu se dau într-un om fără apărare. Ești rău? Iartă-mă. M-ai luat prin surprindere. Mai facem o dată figura? La dispoziția ta. Poți să-mi aprind o țigare? Nu o să ai timp. Vezi, se n-amețești. Asta va trebui să o învăț și eu. La noi în Gorj, asta se învață la școala primară. Ping-pong, știi? Nu grozav. Dar nu văd nicio masă prin apropiere. E un alt fel de ping-pong, mult mai distractiv. Sergent! Ordonați, domn capitan! Ai pregătit mingile? Da, domn capitan! Fixează-le! Știi să ochești? Puțin. Atât cât am învățat la școala militară. Atunci rămâi aici la noapte și exersezi. Cam în felul ăsta. Ți-a plăcut? Mm-hmm. Sergent, schimbă mingile! Da, domn capitan! Știi? În meseria noastră e foarte important să știi să ochești bine. Zău? Poftim! Mauser. Marcă bună. Ai terminat, sergent? Da, domnul colonel. Tu ai ochi buni? Așa susțin medici. Vezi firele de care atârnă mingile? Nu. Înseamnă că medicii ți-au eliberat un certificat fals. Uite-le. Formidabil ce ochi ai. Cum poți să ochezi la o asemenea distanță niște fire atât de subțiri? Adevărul e că nici eu nu le văd. Dar la noi, în Maramureș, se învață încă din clasele primare. Așa. Că un corp suspendat în aer, conform teoriei centrului de greutate... Ia auzi. Vreau să spun că firele trebuie să cadă perpendicular pe centrul fiecărei mici. E logic, nu-i așa? Mă, tu ești un fel de Aristotel. Cred, totul e în ordine. Da, sper și eu. Și încă ceva. Aveți grijă de voi. Misiunea este foarte importantă. Putem lua prizonieri? Nu, știți bine ce aveți de făcut. Sper să ne întâlnim în curând. Nu cred. Ce, s-a întâmplat ceva? Cine dracu permite ca un aeroport militar să fie folosit ca pășune? Uitați-vă! Și tocmai cai albi. Cred că tu i-ai adus special. Eu nu mai plec. Hai, mă, că am intervenit pe lângă statul major să se dea un ordin să fie împușcați toți cai albi. Urcați. Hai, bătrâne. Ce facem cu astea? Ce putem face decât le ascundem? Păcat, am putea face vreo 40 de cămăși. Nu te bănuiam, gospodar. În orice caz, nu mi-am imaginat că te gândești la garderobă.
ne-au văzut? Nu cred. Atunci racheta ar fi apărut mult mai devreme. Dacă va exploda și una verde, înseamnă sfârșitul unui exercițiu. Mă, tu ți-ai făcut studiile la Delphi? Nu, numai doctorat. Crezi că ăsta se pricepe la femei? Ți-e ți arde de glume. Să-l întrebăm pe unde vine domnișoara Teresa. Sfânta Teresa. Mă rog. Du-te și întreabă. Eu mă duc să oculez mașina să mai avem vreo surpriză. Herr Leutnant, te-aș ruga frumos, nu mișca. Pe unde vine Sfânta Teresa? Dacă e vorba de Sfânta, e rai. Avem umor? Îmi place. Unde vine Sfânta Teresa? Nu știu. Te duci și o întrebi. Unde să mă duc? Unde ai spus? În rai. Pănuiești că nu glumesc. Hilfe! Mă striga. Am urechi sensibile. E încăpățânat. I-ai spus că vrem să-i împrumutăm mașina? Mașina, mașina e stricată. Păi noi nu vrem decât să o reparăm. Ce facem cu el? Ce-a ordonat colonelul Crăciun. Du-te. De ce tocmai eu? Pentru că eu trebuie să repar mașina, nu? Hello, Adnan. Poftim. A fost nevoie de două glanțe. Încerca să fugă. Ia pistolul și să mergem. Ar fi fost bine dacă îi executam imediat. Nu, dragul meu. Ăștia ne pot da informații. Pentru că dincolo se pregătește ceva. Chiar ar fi bine să luăm legătura cu regimentul. Alo, Libelula. Libelula. Dacă ne avea și de mâncare, am trăit bine. Vorbești prostii. Peste 3 zile trebuie să fim la Poalele Sfintei Tereza. Nu te exprim corect. În Poalele Sfintei Tereza. Bineînțeles, asta în cazul când ăștia se vor îndura să ne mai țină 3 zile. Sau poate nu-mi dau seama și suntem internați într-un pension. Un fel de pension. Avem un atu însă foarte mare. Noi morți nu valorăm nici 2 bani. Asta o știu mai bine decât noi. Pentru că au nevoie de informații. Înțelegi? Un adevărat curs de teorie și tactică. Mai bine vezi ce e afară. Se vede o clădire de piatră și un drum presărat cu pietriș. Păcat. Nu înțeleg. De ce e păcat? Pietrișul scârție. Scânduri categoria 3, pline cu noduri. Stau prost nemții. Ce spui? Nimic. Încercam să-mi aduc aminte de rugăciune. Tu știi crezul? Du-te, dracului! Cred că suntem într-o tabără de aprovizionare. Lângă clădirea de piatră e o gheretă. Santinela nu se vede. Ah, ba da, a apărut. Face ocolul clădirii. Poarta e înspre stânga. Și dincolo de poartă ce? Nu văd până acolo. Cu vederea ta nici nu mă miră. E vreo mișcare? Un soldat mătură în fața clădirii de piatră. Asta e bine. De ce e bine? Îmi place curățenie.
Și asta ce? Sosește un camion. Sper nu pentru noi. Mai bine un camion decât cai albi. Va să zic că nu vrei să vorbești. La prânz sosesc cei de la regiment. Și lor pot să jur. Hai să le spui totul. Sunt specialiști în anchetă. În fața lor vorbesc și pietrele. Dacă au ce spune. Poate prietenul dumitale e mai deștept. A, e mult mai deștept. În sensul că o să vorbească. S-ar putea. Îi place să vorbească. Vorbește chiar și în somn. Nici n-am putut să dorm din cauza lui. Am terminat. Și eu. Acum urmezi dumneata. Cum e ancheta? Apa de trandafir. Eu nu te-am întrebat cum miroase. Cât sunt? Unul singur. Asta e bine. De ce e bine? Știi că eu sunt o fire melancolică. Îmi place intimitatea. Hai, mai repede, mai repede! Asta e și părerea mea. Să mergem cât mai repede. Nu v-ați gândit? No, cort. M-am prezentat, domnule colonel. Ah, noi ne-am mai întâlnit toate, domnule locotenent. Nu cred. Înseamnă că unul dintre noi nu are memorie. Permiteți-mi să mă retrag, domnule colonel. Du-te, Kurt. Permiteți. Vă rog. Vă mulțumesc. Dumneavoastră, bănuiesc, sunteți ofițer de carieră. Știți că e război. Și că în război, viața unui soldat valorează foarte puțin. Știu. În schimb, pentru fiecare individ în parte, viața înseamnă totul. Oricum, pentru dumneavoastră războiul s-a terminat. Trebuie să recunoașteți că sunteți un prizonier. Un individ oarecare. Vreți să spuneți că pentru mine viața înseamnă totul? Exact. Îmi oferiți un târg? Da. Și ce ar trebui să dau eu? O declarație. O simplă declarație. Și ce ar trebui să cuprindă această declarație? Dumneavoastră sunteți militar. Știți foarte bine despre ce este vorba. Orice serviciu adus Wehrmachtului este răsplătit. În cazul de față, în loc să apareți în fața unui pluton de execuție, ați putea fi considerat un simplu prizonier. Și asta nu-i puțin. Ne-ar interesa pregătirile de dincolo de râu. Care este semnificația mișcărilor de trupe din ultimele zile? M-ați luat prin surprindere. Exagerat. Poate ar fi mai bine să pun totul pe hârtie. Am bănuit eu că o să ne înțelegem. N-am încotro. Sunt un simplu prizonier. Poftim. Hilfe! Hilfe! Vă dați seama, domnule colonel, că eu n-am ce pierde. Eu am fost condamnat din clipa când am fost arestat. Sunt militar de carieră. La prima împotrivire trag. Tot m-aș plictisi singur în iad. Dezbrăcarea! Repede! Hai.
89, 90, 91, 92. Ai auzit? S-a întâmplat ceva? Tancurile românești sunt la 2 km. La 2 km? Și ce fac? Urcă-te la volan. Aici! Urcă-te! Hai, hai, hai! Îți ordon! Am să raportez la divizie! Taci! Repede decât mă așteptam. Mă flatez. Mart sunt întotdeauna darnic. Va trebui să mă interesez pe unde vine Sfânta Tereza. Și eu ce fac până atunci? Mai întâi să-ți faci rost de niște haine. Și după aceea? Am vrei să-ți întocmesc un orar. Bine, fie. Fix la miezul nopții, ne vedem în gara triaj. Hai. Alo? Alo? Ofițerul? De n-au stai spite. Danke. Cu ce vă putem servi, domnule ofițer? Aș dori un costum. Acum sunt la modă costumele civile. Mulți ofițeri se aprovizionează la noi. Ce număr purtați? 54. Aha, 54. 54, 54. Ah, uite, ăsta e. Da. Poftiți. Pot să încerc? Puteți dacă scoateți banii. Puteți să-l încercați. La noi cumpărătorul e suveran. Desertor, du-te dracului! Nu vin să ai în asta? Lasă-mă, domnule, în pace! Îți dau o mașină pe ea. Uite, Mercedes, ultimul tip.
Cauciucuri, faruri noi, tot în ordine. Ai furat-o. Vreau să stau de vorbă cu tine. Ce să vorbești cu mine? Mulțumesc, prietene. Sunt convins că ăsta a fost singurul tău gest patriotic. Sfânta Tereza. Spre Lunca. Atunci e bine, garnitura asta e dirijată într-acolo. Da. Vine cineva. Dar de unde ai haina asta așa de frumos? Am câștigat-o la tombol. Am luat numărul 33. De obicei, 33 mi-aduce noroc. Odată am câștigat și un pisoi de porțelan. Hai, lasă-mă pisoiul. De unde o ai? Am primit-o cadou. Să știi că garnitura asta n-are nici vagon-restaurant, nici de dormit. Păcat că mi-e o foame. Ai ochit vreun vagon? A? Uite ăla. L-am deschis. E mobilat. Willi, da ist offen. Macht nichts. Komm, Ken. Aș avea un cuțit, aș putea da cârligul ăsta la o parte. O sabie n-ar fi mai bună? Ah, suportul unei clape de pian, cred că ajunge. Nu se poate. Să rup clapa unui Bechstein e un sacrilegiu. Ai dreptate. Mai bine mergem în cușca asta până la Berlin. Tot am vrut noi să ajungem până acolo. Găsim noi altceva. Zici ceva? Asta e foarte bună. Hai. Ia. Nu mi-aș fi iertat niciodată dacă am fi atacat pian. Imaginează-ți ce ar fi trebuit să spun copiilor dacă m-ar fi întrebat ce am făcut în timpul războiului. Ar fi trebuit să le spun că am jignit un pian.
Sunt. Cam cât timp a trecut de la pornire? 40 de minute. Înseamnă că suntem aproape de destinație. Sartu, după dumneavoastră, domnule capitan. Bine. E. Unde ne vedem? În orice caz, nu pe terasament. Ne vedem sus, la Sfânta Tereza. Pentru că unul dintre noi trebuie să ajungă. Aștepta cam mult. Unde ai fost? După apă. Dacă știam că la stâna asta locuiește o femeie atât de frumoasă, trecea mai demult pe aici. Ce zici, Car? Naia, poate ne oferă puțin lapte. N-am lapte. Atunci un pahar cu apă. Izvorul e la doi pași. Tu ce spui, Sepi? E tocmai cum vă place dumneavoastră.
Gnädige Frau! Acum, din păcate, n-am timp. Dar peste ora două, după ce termin rondul, îți fac o vizită. Hai să vezi. O să ne distrăm bine. Bărbat ca mine mai rar! Nu prea ești ospitalieră, doamnă. Cine ești dumneata? Ce importanță are cine sunt? Dacă insiști, poți să mă prezint. Nu mă interesează. Îmi dorești, doamnă. Numai că n-a lipsit mult ca să mă opărești. Credeam că vine altcineva. Aș vrea să-ți dau un sfat. Lasă-mă! Dacă vrei să avem relații normale... Atâmpără-te! Ce vrei? Mai întâi aș vrea să mănânc. N-am nimic de mâncare. Ba da, trebuie să ai că mi-e foame. Și când mi-e foame, devin rău. Și atipă ca să-ți faci o impresie greșită despre mine. Dacă îți dau de mâncare, pleci? Numai dacă nu mă reții. Fii liniștit, nu te rețin. Am ouă și slănină. Ha. O să fie un adevărat ospăț. Frumos dulap. Permit să iau loc? Faci ce vrei. Nu, nu. Nu e bine să mă lași să fac ce vreau. Sătul... Cine știe ce ar putea să-mi treacă prin minte? Ai spus că după ce mănânci, pleci. Dacă te-am promis, să știi că mă țiu de cuvânt. Sper. Ia-o de acolo că o sparg. Cui semnalizezi?
cui să semnalizez? Sunt prea obosit ca să-ți cer lămuriri. Răspunde-mi numai la o singură întrebare. Sunt mulți nemți prin apropiere? De unde să știu? Ce faci? Nu te teme. Ia mâna. Prefer să mă servesc singur. Te sfătuiesc să fii cu minte. Pâine, n-ai? Am auzit că au fost parașutați doi oameni. Îi cauți degeaba. Au fost arestați de mult. Nu îi caut. Atunci de ce ești aici? Sunt un alpinist înfocat și vreau să urc pe Sfânta Tereza. Minți. Sfânta Tereza e mult mai la apus. Probabil că m-am rătăcit. Cred că ești de la poliție. De la poliția secretă. Au mai fost pe aici. Și ei fac alpinism? La fel ca și dumneata. Sau poate ești neamț. Iar dumneata, după accent, are un guroaică. Și ce dacă? Dar să știi că nu te pricep la accent. Sare ai? Degeaba te ferești. Te-am văzut la cascadă. În viața mea n-am văzut o cascadă atât de frumoasă. M-ai urmărit? Nu. Am trecut întâmplător pe acolo. Nu, nu. Nu-i nevoie să te obosești. Le scot singur. Nu mă pricep eu la accent, dar după cum arăți, să știi că nu pare a fi țărancă. Nici nu sunt. Atunci ce ești? Mă mir că n-ai observat până acum. Sunt prințesă. După cum arătai sub cascadă, să știi că aducea... Să-ți fie rușine. Îmi este. Grenadele lăsate la cascadă, să știi, le-am mutat în altă parte. Lucrez foarte primitiv. Semnalul cu fum e din preistorie. Ce ai transmis și cui ai transmis? Nu știu despre ce vorbești. A, nu știi. De ce ai făcut focul la cascadă? Am crezut că o să-mi fie frig după baie. Minți foarte frumos. Ai mâncat. Nu pleci? Nu. Întâi fumez. Îți aprins țigara ciudat. Pentru că nu-mi plac țigările uscate. Tutunul prost trebuie umezit. Dacă pleci imediat, îți dau și un pahar de vin. Ce rău îmi pare că nu sunt băutor. Vinul e singurul lucru pe care mi l-ai oferit. E otrăvit? Mă crezi chiar atât de rea? Cred. Îți mulțumesc. Din păcate, n-am o treabă în casă. Ai fi pus în tigaie. Bineînțeles. Îmi place că ești sincer. Sinceritatea e cea mai mare calitate a femeii. Mai știi și alte maxime? Da. Ferește-te de câine turbat și de gura femei. Sper că asta e ultima. Ai terminat și țigara. Poți să pleci. Din păcate, n-am încotro.
Sper să ne mai vedem. Sper să nu ne mai vedem. Ar fi păcat. Ne-am înțeles foarte bine. Ai ghinion, Dandă. Plouă. Și eu sunt foarte sensibil la ploaie. Când eram mic, am avut dublă pneumonie. Și ce vrei să faci? Încă nu știu. Probabil că o să mă culc. Știi? N-am mai dormit de două zile. Te privește personal. Da, da. Oricum, trebuie să mă justific. Am să-mi petrec noaptea în compania unei doamne. Nu cred. Hai să te convinț. Trebuie să dorm, înțelege-mă. Aș fi dormit în sânul naturii, dar chiar să mă culc în ploaie, ar fi păcat. N-ai loc în casa asta. Ba da. Într-o încăpere ca asta, odată am dormit 16 persoane. Zău, trebuie să dorm. Bine. Faci ce vrei. Știu ce ți-a trecut prin minte. O să adorm și o să-mi dai cu ceva în cap. Ai fi bun de ghicitor. Chiar ai fi în stare? Da! Da? Atunci, în asemenea condiții, îmi iau măsuri de precauție. Știi? Hai să te culci lângă mine. Asta nu! Ba da! Dar fii liniștită că nu-ți fac nimic. Nu ești genul meu. Dacă mi-ai fi plăcut, ți-aș fi făcut curte la cascadă. Ai spus că am arătat ca o prințesă. Dar mie nu-mi plac prințesele. Urcă-te-n pat și nu-i nevoie să te dezbrace. A, vrei să te lămuresc? Spune. Eu dacă dorm lângă perete, visez urât. Te-aș ruga să te culci tu acolo. Te rog. Culcă-te. Ce faci? Plângi? Aș vrea să te ucid. Să știi că nu ești original. Nu ești singurul om care ar vrea să mă ucidă. Dar acum hai să dormim. Ha? Și în loc de noapte bună aș vrea să-ți mai dau un sfat. Eu dorm foarte ușor. Și dacă respir mai tare, mă trezesc. Și când mă trezesc brusc, s-ar putea să fac și prostii. Sper că ai înțeles ce am vrut să spun. Ar fi păcat să stricăm noaptea asta frumoasă. Nu-i așa? A, dacă vrei să te rogi, roagă-te. Uneori, am surprins-o și pe mama, rugându-se. Făcea mărunt din buze. Cred că la voi în familie nu s-a rugat nimeni niciodată. Dacă mai cunoaște mai bine, ți-ai schimbat părerea. Vrei să mă prezint? Nu-i nevoie. Te voi ține minte fără să știu numele. Vezi? Ți-am mai descoperit-o, că ai memorie. Și când urăsc pe cineva, această calitate mi se dublează. Ce-i? Mi s-a părut că aud pași. Aici nu umblă nimeni noaptea. Să nu mai scoți o vorbă. Să creadă că te-ai culcat. Te rog. Auzi. Dezbracă-te.
Cine-i? Acțiunea, oferi-lui! Drace, ne fiți afară în ploaie ca pe niște vite. Und zum Teufel, im Kasten steckt nicht. Iris auch nicht. De ce nu mergeți acasă? Unde Helmut? A spus că vine aici. Verflucht und zugenäht, wo zum Teufel kann er stecken? Wahrscheinlich ist er wieder runter in die Stadt gegangen. Weißt was? Am besten wär's, wir bleiben hier. Frag sie, ob sie will. Gib ihr Schokolade. Avem Schokolade. Putem rămâne aici? Nu! Plecați odată! Fumezi? Nu fumez. Ce-i asta? Nu fumez noaptea. Dar ziua, da. Poftim. Nu-mi place tutunul uscat. De ce vă holbați? Plecați odată! Afurisiților! Afară! Afară! Tot ai semnalizat. Stinge lampa. Trage zăvorul. Sper că nu vrei să te laud. Du-te, dracului! Nu vrei să dormi acolo sus? În pat, totuși se doarme mai bine. Azi am făcut două greșeli. Nu mi-am asigurat cea de-a doua ieșire și mi-am uitat mucul de țigare în tigaie. Și toate astea numai din cauza ta. În munca noastră, cel mai periculos lucru este încurci cu femeile. Atunci Dumnezeu îți ia mințile. Îmi permis să mă îmbrac? Ți-am spus, te-am văzut și dezbrăcat. Da, dar fără să știu. Oh, o dăm pe filozofie? Bravo! Poftim, îmbracă-te. Ai avut dreptate. Dumnezeu ți-a luat mințile și ai făcut și cea de-a treia greșeală. Și pentru că tot ai pistolul în mână, te rog să-mi păzești somn. Să știi, încă nu poți să-l folosești. Te aud nemții și pe urmă să te întrebe de unde ai pistolul lui Helmut. Le-aș spune adevărul. De la tine. Scoală-te! Și te avertizez că la cea mai mică mișcare în plus trag. Și n-ai avea nici măcar satisfacția că ești primul om împușcat de mine. Hai! Întoarce-te! Mâinile la ceafă! Așa. Acum du-te până la ușă! Vezi, îmi place când ești ascultător. Și înainte de a ne despărți, te mai învăț o maximă. Cine râde la urmă, râde mai bine. Trage zăvorul! Thank you.
Să știi că sunt în câștig. Sărutul tău valorează două palme. Și mie nu-mi place să rămân datoare. Valorează două, dar nu atât de tare. Te temi? Nu. Atunci culcă-te. Era să fac și cea de-a patra greșeală. Au fost palmele chiar atât de tari? Nu, dar au fost date cu ură. Nu te culci? Nu. Aștept să stea ploaia și plec. Nu-mi plac femeile isterice. Acum vrei să te rog eu să vii aici? Dimineața, prințesă. Ce grozavă ești. Degeaba te lingușești. Până nu te speri, nu primești de mâncare. Hai, te rog frumos. Hai să nu mai vorbim despre asta. De ce vrei să ajungi la Sfânta Tereza? E mai aproape de cer. În cer nu ajung decât morții. Sau îngerii. Nici îngerii. Dar diavolii. Știu eu. Îți pui prea multe întrebări. Ce-i cu tine? Tu ești neamț? Unteroffizier Gerhard Müller. Pleacă. 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 Pleacă! Pleacă odată! Am spus, pleacă odată! Oh.
prins focul degeaba. Nici mălai nu mai avem. Te îndulci la delicatese. Alo, rândunica! Alo, rândunica! Constantin Barbu, sunt Șoimul! 2, 7, trec pe recepție! Tenomul Cubec 2, 2, 1, Barbu, da? Constantin 5, 2, Cubec, X, 9, 7, te aud? 2, la 3, Paltin! Da! Constantin Barbu 1, 2, 7, 9, X, Cubec 2. Am înțeles. Au fost parașutați doi oameni. Trebuie să sosească în cursul zilei de astăzi. Veniți mai repede! Mai repede! Se apropie un subofițer german. Nu pare înarmat. Pare un om rătăcit. Dacă nu vine spre noi, îl lăsăm să treacă. Din păcate, vine spre noi. Atunci n-a avut noroc. Țintește-l bine. Nu se va auzi împușcătura? Aici sunt trei ecouri, nu se poate stabili de unde provine. Bravo, băiatule. Te duci să-l arunci în prăpastie. Acolo nu o să-l găsească nici dracu. Gavrilă! Ce, au mai apărut și alții? Nu! Atunci de ce-i părăsi postul? N-am murit! Și ce vrei, să-i dăm noi îngrijiri medicale? Eu nu pot să mor un om fără apărare! Poate că ai uitat jurământul. N-am uitat. Dar nu pot face una ca asta. E inuman! În general, tot războiul e inuman. Crede-mă, și eu aș prefera să ard cărămizi decât să omor oameni. Dar acum nu e altă alegere. Împinge armanel să nu faci mult zgomot. Executarea. Știi, cu asemenea sarcină nu-i deloc ușoară. Știu. Baci, Gavrilă! N-am auzit împușcătura. Nici n-am tras. L-ai aruncat direct în prăpastie? Nu, i-am dat apă. Mi-a cerut-o pe românește. I-am deschis vestonul și am găsit matricolul. E matricol românesc. Era să fac o crimă. A revenit? Încă nu. Cred că a pierdut prea mult sânge. Dar uniforma asta a mai fost fâșiat odată. Mi-a spune el dacă și-o mai reveni. Ce bunătăți ne-ai adus? Ca de obicei. Ce-i cu ăsta aici? Ne-ai nebunit? Ar trebui să-l împușcați. Iulia! E spion german. Vorbești prostii. E ofițer român trimis de statul major. Nu e adevărat. Îl cunosc bine. Ieri seara a vrut să mă tragă de limbă. Măi, Iulia, e omul pe care l-am așteptat. Cunoaște parola, mi-a vorbit de viaduc. Verificați-l bine. Lasă tu asta în seama noastră. Mi-a vorbit de tine. Și ce a spus? N-am înțeles prea bine. A leșinat. A spus doar că... Minte! Cum adică minte? Nu știu ce a spus, dar minte.
Gândești ca o găină. Mai bine ajută-ne să-i schimbăm bandajul și pur mă-l ducem la tine. Acolo nu e în siguranță. Nemții au început să dea târcoale. Da, dar acolo are o șansă, aici niciuna. Îl ducem jos. Dacă se întâmplă ceva, pui lampa în fereastră. Spirit aveți? Vezi ce bine că nu l-am băut? Iar ne-ai adus conserve vechi. De unde se iau altele? Iar vă certați? Cred că vrea apă. Asta nu mai e pasăre, e semnal. Nu te neliniști, covace la post. Ce-o fi vrând asta? Nu știu. Sus mâinile! Nu mișca că trag. Și tu aia cu fustă. Hai, hai! Nu vezi că moare un om? Cine l-a împușcat? Noi, din greșeală. Eram îmbrăcat în uniformă germană. Atunci voi sunteți șoimi. Da. Ce dracu nu vorbiți. Mihai! E grav? Spune! De unde să știm noi? Asta numai un doctor ar putea să spună. Atunci trebuie să găsim un doctor. Asta e arma lui Covaci. De unde o ai? O avea un flăcău în pădure. Am luat-o să nu facă prostii. L-ai omorât? Nu. L-am îndoit puțin. Și revine. Du-te după el și adu-l aici. Vă să zic că voi sunteți îngeri. Cum adică îngerii? Mi s-a comunicat că o să vină doi oameni de sus. Și de sus cine să vină? Diavolii? Cunoști data când trebuie să acționăm la viaduct? Da. Cum o să intrăm la spital? Las că aranjăm noi. Vorbesc cu părintele. Părintele nu este aici. Atunci trebuie să vorbesc cu dumneavoastră. Îi ne plec pe front. Trebuie să vorbesc cu cineva. Vino, fiule. Ia loc, fiule. Ce vrei să-mi spui? Nu știu cum să încep. Curaj, curaj, fiule. Dezbrăcați-vă. Pleacă de aici. Fără scandal, soră, că nu glumesc. Dacă îmi promiteți că nu o să încercați să fugiți, mă uit în tavan. Zău.
A mers ușor? Da, a fost foarte drăguț. Când a auzit că sunt grăbit, nici n-a mai coborât în magazin. Mi-a oferit costumul ei. Unde-i medicul șef? La camera 2. Mulțumesc. Bună ziua! Bună ziua! Ce-i, soră? Am venit să vă iau. Cum? Adică ai venit să mă iei? O să vă explic pe drum. Am un prieten și trebuie operat. Adă-l aici! Nu e obișnuit cu transportul și de obicei se operează acasă. Ce-ai nebunit? Îți arde de glume? Pleacă! Nu glumesc, domnule doctor. Dacă vreți, pot să vă dovedesc. Lasă jucăria. Auzi? Du-te la bolnavi. Sau mai bine, roagă-te. Poate pentru dumneavoastră, ca să ajungeți în rai. Îmbrăcați-vă! Spuneți-i că sunteți ocupat. Dacă nu trag... Sunt ocupat! Lăsați-mă în pace! Vă mulțumesc, domnule doctor. De ce scule aveți nevoie pentru operație? Depinde de operație. A fost împușcat în piept. Pieptul e mare. Unde? Aici. Sub claviculă? Plămânul e atins? Nu știu. Nu mă pricep la anatomie. Dar dacă mai face multe consultări în gol, moare. Părerea mea e să luăm toate sculele. Poftim. De ce mai aveți nevoie? Depinde de rană. Nu înțelegeți. A fost împușcat cu un tun. Rană mare, febră mare, dureri mari. Vă dați seama că n-am ce pierde? La cea mai mică împotrivire trag. Hai! Dacă nu face nicio complicație, în 2-3 zile pe care. Păi să nu facă. Asta depinde de dumneata. Nu. No. Asta depinde numai de dumnealui. Ce e azi? Vineri. Vineri. Sâmbătă, duminică, luni, marți. Da, mai avem 4 zile la dispoziție. Vine cineva. Vă rog să mă scuzați, domnule Col. Ce căutați noaptea aici? Vă rog actele.
Aș vrea să intru puțin. Nu se poate. E dezbrăcată. Ce? E cu un colonel. Până la viaduct? Bineînțeles. Am dus dinamita la ascunzătoare. Mm-hmm. Cred că va trebui să aruncăm în aer și o parte din munte. Înseamnă că totul e pregătit. Aproape. Dacă înființează însă și alte posturi de pază, nu știu cum vom ajunge până acolo. Și acum, băieți, hai să ne odihnim. Tu nu vii? Nu. Azi sunt ocupat. Am înțeles. Te duci să schimbi bandajul. Foarte nefericiți. De ce crezi asta? Așa simt. Femeile totdeauna presim nefericirea. Ei, vorbești prostii. Nu vorbesc prostii. Ce vom face când se va termina războiul? Încă nu știu. Eu știu. Vom învăța să zâmbim. Ai să vezi. În clipa când vor amuți armele, toți oamenii vor învăța să zâmbească. Iulia, știi. Nu mă întrerupe. Aș vrea să fiu lângă tine. Când nu va trebui să ne temem că vom auzi pași. Și dacă totuși îi vom auzi, să știm că ne vin oaspeți. Acum vorbești ca un copil. Ca o femeie. Când am suflat pentru prima oară în acest fluier, mi-am dat seama că te-am regăsit. Oare îl voi mai folosi vreodată? Când vrei tu. Ți-l fac cadou. Prima mea bijuterie. Strânge-mi ea mai tare și mai tare. Odată mi-ai spus că poți face orice. Oprește clipa asta în loc. E prea devreme, Iulia. Sunt convins că vom avea clipe mult mai fericite. Atunci. Timpul nu se poate opri în loc decât o singură dată. Trebuie să sosească. Mă tem că s-a întâmplat ceva. Cu diavolii ăștia doi nu se poate întâmpla nimic. Uite că vin. He? Credeam că nu o să mai veni niciodată. Nu ești prea optimist. Nu prea. Mai avem exact 2 minute. Și o să vedem spectacolul de aici? Ca din loja Teatrului Național.
Vezi ceva? Doi cai albi. Într-adevăr. Eu i-am capturat. Erau înhămați la o căruță germană și i-am adus aici. Nu-i grozav? E chiar formidabil. Ne-am dus dracului. Ce bine că nu sunt superstițios. Ai putea să fii. Uite acolo. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte. În acest loc au murit pentru eliberarea patriei 5 oameni. Se spune că unul dintre ei ar fi fost tatăl meu. Am și o scrisoare rămasă de la el. Scria așa: Iulia, probabil în curând am să învăț să opresc timpul în loc. N-am mai avut timp să o iscălească. Thank you.